Bine ați revenit! Funcțiile de tip ale coordonatelor se numesc legi de mișcare. Pentru a găsi o lege de mișcare, pornim de la deplasare. Dacă coordonata mobilului la momentul T0 este X0 și la momentul T este X, atunci diferența X minus X0 se numește deplasarea de-a lungul axei OX. Deci, din punct de vedere matematic, deplasarea este variația coordonatei. Dacă deplasarea este pozitivă, înseamnă că mobilul se mișcă în sensul axei, deoarece coordonata crește. Dacă deplasarea este negativă, înseamnă că mobilul se mișcă în sens opus axei, deoarece coordonata scade. Știm că viteza medie este raportul dintre deplasare și durată. Dacă viteza este constantă, viteza medie este egală cu viteza instantanee. Și dacă notăm durata deplasării cu t mic, obținem relația pe care o vedeți, din care rezultă legea mișcării uniforme, ecuația scrisă cu roșu, în care x0 se numește coordonată inițială și ne arată unde se găsea mobilul în momentul inițial. Graficul coordonată funcție de timp este în cazul mișcării uniforme o dreaptă, pentru că deplasările sunt proporționale cu duratele lor. În acest grafic, coordonata inițială x0 este pozitivă, în acesta este negativă, iar în acesta este 0. Acest grafic reprezintă cazul în care viteza este 0, adică avem repaus, pentru că coordonata are aceeași valoare în orice moment. Deci o dreaptă paralelă cu axa timpului înseamnă repaus. Acest grafic reprezintă cazul în care viteza este pozitivă, ceea ce înseamnă că mobilul se mișcă în sensul axei, iar acest grafic reprezintă cazul în care viteza este negativă. Mobilul se mișcă în sens opus axei. Pe axa coordonatelor ne putem deplasa în oricare sens, dar pe axa timpului doar spre dreapta, de la trecut spre viitor. Aici puteți vedea că tangenta unghiului alfa, adică ceea ce se numește panta graficului, este numeric egală cu viteza, pentru că este raportul dintre delta x și delta t, valoarea numerică a acestui raport. Și deoarece tangenta este crescătoare în primul cadran, cu cât panta dreaptă este mai mare, cu atât mai mare este viteza mișcării pe care o reprezintă graficul. Deci în acest grafic, mișcarea 2 are viteza mai mare, pentru că în același timp, mobilul 2 a parcurs o distanță mai mare, delta x2, decât mobilul 1 care a parcurs distanța delta x1. Dar, atenție, panta dreptei nu poate fi oricât de mare, pentru că viteza are o limită, viteza luminii în vid, ceea ce înseamnă că nu poate exista o mișcare al cărei grafic ar fi o dreaptă paralelă cu axa coordonatelor, pentru că ar însemna că mobilul se găsește în mai multe locuri în același moment, adică ar însemna viteză infinită. Deci, în timp ce un punct material se poate găsi la momente diferite în același loc, fenomen numit repaus, nu se poate găsi în locuri diferite în același moment. La revedere!